Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM. USR trece printr-o etapă extrem de periculoasă și odată cu el, practic, singura opoziție frecventabilă din România în fața unei puteri uriașe. Este contestată actuala conducere a partidului, este criticat deficitul de democrație internă, au loc plecări, nu numai spre Reper, ci și spre PNL. Reproșurile nu sunt doar din partea grupului Cioloș, ci și din partea opoziției interne din USR, platforma Curaj, care reunește de la useriști fondatori, precum Alen Coliban, la reprezentanții ai fostului Plus, care nu au plecat, sau nu au plecat încă, cu Dacian Cioloș. Lucrurile ar trebui să se tranșeze la congresul convocat pe picior în iulie și care se anunță pe viață și pe moarte. Invitatul meu în această seară la Europa FM este Alen Coliban, primar al Brașovului și candidat la congresul pe care USR îl va avea în iulie pentru alegerea unui nou președinte. Bună seara, domnule Alen Coliban, bine ați venit la Europa FM. Bună seara și bun găsit. Domnule Coliban, de ce candidați? Pentru că este un moment dificil pentru partid, pentru că de 5 ani de zile avem aceeași echipă la conducere, pentru că mesajele date de electorat și mai nou sondajele nu arată deloc bine și pentru că este un an decisiv, este un moment decisiv pentru tot ceea ce înseamnă istoria viitoare, nu doar a USR-ului, ci și a capacității, a zonei reformatoare din electoratul românesc. Urmează 2 ani grei, la finalul cărora 2024 va fi plin de cicluri de alegeri și cred că este momentul ideal să ne facem o analiză, o introspecție, să decidem acele măsuri de care partidul are nevoie pentru a redeveni în preferințele electoratului reformator, electoratului de dreapta. Și este un moment în care nu poți să stai deoparte. Dacă într-un astfel de moment de criză nu dăm greutate alegerilor interne și facem din ele doar un exercițiu de aplauze, cred că pierdem toți. Regretați că n-ați candidat la precedentul congres, cel din toamna trecută? A fost acea propunere a domnului Cioloș ca atât domnia sa, cât și Dan Barna să se retragă și să lase loc unor figuri noi, în calitate de lider. Ar fi fost mai bine să candidați atunci, dumneavoastră, domnul Drulă? Cine s-ar mai fi dorit? Nu cred că ar fi fost mai bine. Cred că existau suficienți candidați care să-și dorească acest lucru și care să poată să reprezinte USR-ul cu cinste în plan extern. Din păcate, ce s-a întâmplat ulterior a fost o canibalizare a leadership-ului. Și avem nevoie de o nouă direcție din punct de vedere al valorilor care ne-au adunat, de fapt, împreună. Și din punct de vedere al democrației interne. Pentru că asta este principal la forță. Dacă ne gândim la ce îi animă pe oameni să intre într-un mediu atât de urât, cum e perceput la modul general, precum politica. Nu vorbim în cazul USR-ului despre sinecuri, despre avantaje materiale. Vorbim despre o energie și o dorință de a schimba, care e bazată foarte mult pe voluntariat, pe implicare. Lucrurile acestea nu pot fi alimentate, motivația nu poate fi ținută sus dacă nu ne concentrăm pe mecanismele democratice și pe a asculta vocea fiecărui membru. Orice se întâmplă în USR, mai ales în ultima perioadă, în ultimii 2 ani, să spun, sunt foarte multe încărcări ale acestor principii și o atitudine foarte totalitară din partea conducerii. Da, cum s-a ajuns? Congresul trebuia să fie în luna octombrie, așa fusese programat. Dumneavoastră, platforma Curaj, vă propuse să răți, îmi spunea la un moment dat, domnul Teniță și domnia sa, candidat din partea platformei Curaj, îmi spunea că aveți de gând să faceți o campanie la firul ierbii, să bateți toate filialele, să bateți toată țara, să vorbiți cu electoratul, cu oamenii. Aveți de gând să faceți alegeri preliminare în cadrul platformei pentru a vă stabili candidatul. Și plus, congresul n-a mai fost în octombrie. A fost fixat în iulie. A fost o surpriză și pentru noi, pentru că decizia de a avea alegerile în toamnă s-au vehiculat septembrie-octombrie ca luni. A fost o decizie a actualei majorități din Biroul Național și o decizie care a fost luată recent.
Prin urmare, noi am gândit cum am putea să facem din aceste alegeri interne un festival al democrației, cum am putea să ne conectăm, să ne reconectăm cu simpatizanții și cu electoratul, cum am putea să creăm o ocazie de a intra în dialog cu oricine. Poate să fie jurnalist, poate să fie expert, poate să fie cetățean simplu. Oricine vrea să adreseze o întrebare liderilor USR, să aibă ocazia aceasta. Și nu doar în online, nu doar o dată sau de două ori în niște dezbateri publice, ci într-un proces care să acopere cât mai bine teritoriul României. Ei bine, din păcate, decizia Biroului Național de a avea alegerile în toamnă a fost suprascrisă de o altă decizie, de o decizie recentă a aceluiași Birou Național, care a grăbit foarte mult acest calendar și mi se pare bizar, mi se pare trist faptul că în partidul care se definește a fi cel mai democratic partid din România, noi ajungem să facem astfel de manevre pe repede înainte și să scurtăm un proces electoral foarte important, acela de a ne desemna principalul lider, principalul exponent al partidului, într-un timp atât de scurt precum o lună, o lună de zile, practic. Bun, dar care a fost explicația? Și cea oficială și cea pe care, să zicem, că vă dați singuri, dacă ele nu coincid. Explicația oficială, din punctul meu de vedere, nu este foarte clară. Mi s-a spus că în felul acesta vom forța o separare a apelor, cine vrea să plece, pleacă, cine rămâne, rămâne să construiască. Pe de o parte, pe de altă parte, am fost ironizat și ni s-a spus așa mai pe după perdea că nu putem să trăim în lunile acestea făcând doar show și scandal intern pe baza acestui proces de primaries pe care noi l-am propus. Considerăm că primaries ca formă de organizare și de a desemna un reprezentant este cea mai democratică variantă pe care o aveam la dispoziție, varianta cea mai bună și pentru a oferi un candidat, un contracandidat cu șanse reale împotriva lui Cătălin Drulă. Din păcate, timpul necesar acestor dezbateri și expunerii aferente a fost scurtat foarte, foarte drastic, astfel încât șansele noastre în mod real sunt reduse după această decizie. Și cred că e destul de clar că acesta a fost și unul din motivele pentru care această decizie a fost luată. Șansele dumneavoastră să ce? Șansele ca din grupul Curaj să fie viitorul președinte al USR? Șansele noastre de a vorbi despre și de a ne face auzi mesajul despre ceea ce are nevoie USR la ora actuală, despre ceea ce are nevoie România în zona electoratului reformist, electoratului de dreapta, șansele noastre de a provoca și de a avea niște dezbateri pe idei, pe mult mai multe subiecte, cum ar fi politici publice, cum ar fi organizarea internă, cum ar fi campaniile care să ne readucă în topul preferințelor electoratului și așa mai departe. Bun. Ce are nevoie USR? Ați spus că vreți să dezbateți ce are nevoie USR, ce are nevoie România. Să le luăm pe rând. Ce are nevoie USR din punctul dumneavoastră de vedere? În primul rând, reconectarea la valori. Și dacă începem cu cinstea și onestitatea, cred că trebuie să o practicăm în intern. Ar trebui să reevaluăm și să periem bazele de date. Asta într-un context în care la precedentele alegeri prezidențiale, anul trecut, cele două mari tabere s-au acuzat reciproc de fraudă. Asta ne arată că există suspiciuni și există chiar și probe referitoare la felul în care arată aceste baze de date de membri. Practic, fiecare membru își votează președintele partidului și dacă ne raportăm la o bază de date de 60.000 de membri, dar despre care nu știm foarte multe, în unele cazuri există doar o adresă de mail în dreptul unui nume, cred că avem foarte mult de îmbunătățit și de lucru, pentru că, de fapt, partidul acesta a început de la 1.000-2.000 de oameni inimoși, reali, oameni care au alocat foarte mult timp, au făcut foarte mult voluntariat și pare că ceva din spiritul acesta a fost înlocuit de niște numere mari într-o bază de date. Deci, primul lucru ar fi să fim onești cu noi înșine și să curățăm această bază de date. Al doilea ar fi să regândim mecanismele de vot interne, baza democrației, astfel încât fiecare voce să fie reprezentată. Am avut un astfel de experiment reușit, spun eu, în votul pentru Biroul Național, dar el ar trebui dus la nivelul fiecarei filiale
cât mai înspre baza partidului, astfel încât să cinstim și să apărăm democrația internă. Democrație care trebuie cultivată și trebuie crescută și prin canale de comunicare accesibile. Ce s-a întâmplat recent, platformele de comunicare alternative la platforma oficială a conducerii au fost închise, astfel încât a trebuit să ne facem un grup propriu în care să putem dezbate cu cei dornici să intre în dialog cu noi. Pe de altă parte, avem nevoie de mult mai multă validare, atât intern cât și în extern, pe politicile publice pe care le propunem. Și următorii 2 ani vor fi decisivi în a convinge electoratul că măsurile pe care le propune USR sunt măsurile de care România are nevoie. La ora actuală avem un departament de politici publice, dar există foarte multă politizare în zona aceasta. Avem nevoie totodată de profesionalizare, de resurse umane făcute la nivelul unei organizații de 10.000 de membri, făcute profesionist și cu un departament dedicat și care să fie accountable, să poată fi evaluat pe aceste baze. Sunt câteva dintre lucrurile despre care am vorbit la lansarea candidaturii și despre care vom vorbi cu siguranță în următoarele luni în partid. Invitatul meu în această seară în Piața Victoriei, domnul Alen Coliban. Ce are nevoie România, domnule Coliban? Am înțeles ce are nevoie USR, chestiuni mai mult de organizare internă. Ce are nevoie România din punctul dumneavoastră de vedere? Cred că România are nevoie de curaj și nu este doar un slogan sau un teaser. Avem nevoie să ne asumăm niște poziții, inclusiv în plan extern, niște poziții ferme și curajoase. Avem nevoie de o poziție solidă, o poziție credibilă la ce se întâmplă la ora actuală în actul guvernamental, iar pentru 2024 avem nevoie de reformele care să ne consolideze poziția aceasta din drumul european pe care ne aflăm. Sunt foarte multe lucruri declinabile în teme separate de discuție. Este important pentru noi ca opoziție să menținem legătura cu electoratul, să înțelegem unde am greșit și totodată să încercăm să inspirăm oamenii și să-i aducem în implicarea aceasta în politică. Pentru că alternativa la politica pe care noi o numim clasică, la tot ceea ce înseamnă descendenți din Frontul Salvării Naționale, din FSN, se poate construi doar aducând alături toți oamenii care au energie și competențe de investit în acest proiect. Și este o lecție pe care o învățăm în fiecare zi și la nivel de administrație locală, este o lecție pe care am învățat și la nivel de act guvernamental în lunile în care am fost parte din Guvernul României. Ce fel de opoziție gândiți? Într-adevăr, așa cum ați spus și dumneavoastră, România are nevoie de opoziție, evident, cu atât mai mult cu cât puterea este atât de covârșitor majoritar, rolul opoziției este mai important și mai sensibil. Dar ce fel de opoziție gândiți? Pentru că pe de o parte, vedem că, de exemplu, domnul Drulă pare să se întoarcă spre un tip de opoziție antisistem specifică USR-ului înainte de acest al doilea mandat, în primul mandat parlamentar. Și am văzut o mostră în confruntarea cu domnul Bode, ministrul de interne, zilele trecute în Parlament. Pe de altă parte, există voce în USR, e adevărat, mai degrabă ale celor care au plecat în reper și vom ajunge și la ei, care spun că e nevoie de altceva, că USR trebuie să treacă într-o etapă mai matură de opoziție, în care se facă mai degrabă o ofertă constructivă decât strict un mesaj de critică cât de apăsată e ea. Noastră, cum o vedeți? Ce fel de opoziție? Cred că este nevoie de un mix. Avem nevoie de agresivitatea și de felul lui Cătălin Drulă de a intra cu ranga în anumiți opozanți și în anumite abuzuri pe care le vedem la tot pasul. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, avem nevoie de reconstruirea relației cu societatea civilă și cu experții, pentru că feedback-ul pe care îl primim în ultima perioadă este acela
dovadă al unui partid care este arogant, un partid care și-a pierdut legătura cu originile sale. Sunt teme precum corupția, teme precum reforma din serviciile secrete, în care e esențială colaborarea și dialogul pe care să le inițiem cu societatea civilă. Ori aceste lucruri par insuficient abordate la ora actuală și pare că ne-am pierdut din entuziasmul cu care societatea civilă venea alături de noi atunci când era nevoie. Am văzut multe opinii în spațiul public legate de lipsa de energie, că parcă românul nu mai iese în stradă, deși abuzuri sunt multiple, că reacțiile nu sunt suficient de virulente și suficient de vocale la nivelul societății civile pe toate aceste propuneri noi și nocive, toxice, din zona reformei serviciilor secrete. Ei bine, e esențial să reconstruim aceste legături și să lucrăm alături de orice om competent și cu intenție reală de reformare și cu o direcție europeană, cu valori europene, în sensul acesta al reformelor de care România are nevoie. Deci trebuie să avem o opoziție vizibilă, vocală, poate chiar agresivă în anumite momente împotriva abuzurilor, dar totodată trebuie să construim punți de comunicare și punțile pe care cred că le-am pierdut ca partid. Văd că ați reevaluat puțin ranga, pentru că în urmă cu câteva zile spuneați nu poți să vorbești despre democrație și să o faci cu ranga, e momentul să înțelegem mesajul pe care îl dă electoratul și să revenim la democrație. Care e mesajul pe care îl dă electoratul, domnule Alen Coliban? Nu am revenit, ci doar doresc să clarific și să detaliez acest mesaj. Avem nevoie de rangă în lupta. Cătălin Drulă a avut nevoie de rangă și ranga era binevenită în lupta cu mafia de la metrou. Deci de câte ori avem astfel de situații în care ne luptăm cu mafioți, ai nevoie și de rangă, evident, în aceste lupte. Însă ranga aceasta nu poate fi folosită în intern, pentru că nu poți să clădești democrație, să clădești consens folosind o rangă. Și acolo este ruptura. De altfel, situația actuală este următoarea. Cătălin Drulă este prim vicepreședinte și președinte interimar al USR-ului. Eu sunt vicepreședinte. Cred că în momentul în care facem rocada și aș fi președinte al acestui partid, Cătălin ar putea să fie unul din vectorii importanți și ranga lui e foarte importantă în luptele externe pe care le avem de dus în perioada următoare. Însă avem nevoie de management, de cultură organizațională, de fiecare voce din partid să fie ascultată, să fie respectată și să lucreze, să aducă unitate într-un proiect politic, USR Plus până după alegerile anterioare, USR după aceea, într-un proiect politic care a dus la oaltă două tabere mari, care de fapt nu s-au contopit. Și în alegerile din anul trecut pentru Biroul Național, asta am spus și asta am și demonstrat, că niciuna dintre taberele mari nu a făcut eforturi pentru a completa, pentru a încheia, pentru a face funcțională această fuziune, ci au fost două jumătăți care la nivel central și la nivel de leadership nu au știut să conlucreze. Așa a apărut Curaj, ca un exemplu de uniune și de fapt că putem lucra împreună și că suntem oameni care punem alte interese, punem interesele care ne-au valorile și obiectivele noastre care ne-au adus în politică mai presus decât interese personale. Și mesajul pe care, să înțelegeți mesajul pe care îl dă electoratul, care este din punctul dumneavoastră mesajul pe care îl dă electoratul către USR și pe care înțelegem că USR nu-l mai aude? În primul rând, dacă ne uităm la așteptări și așteptările atât ale noastre cât și ale electoratului, vedem că în foarte multe runde de alegeri, exceptând poate europarlamentarele și poate alegerile locale, dar doar la nivel punctual în câteva municipalități și în câteva zone din România, toate aceste alegeri ne-au adus scor sub așteptări. Asta arată o dezamăgire din partea electoratului nostru, arată de fapt o lecție pe care electoratul ți-o dă și în politică astfel de lecții le primești foarte dur și pot fi catastrofale dacă nu știi să le asculți, dacă nu știi să le interpretezi corect. Orice partid mare are acest instinct de supraviețuire în care în momentul unui picaj, unei scăderi în sondaje, face o schimbare la nivel de leadership. Noi suntem probabil singurul partid care de 5 ani de zile avem aceste lecții date de electorat și noi păstrăm aceeași echipă la conducere.
Bun, care e lecția, care e mesajul? Ce credeți că în afară de schimbarea, sau ăsta e tot, schimbarea echipei de conducere, sau e mai mult decât atât? Mai devreme spuneați de aroganță. Este unul dintre ele pe care l-am detaliat. Al doilea, cred că este îndepărtarea de misiune și de valori. Nu a picat bine ieșirea de la guvernare, deși în acel moment ieșirea făcută în numele principiilor a fost larg îmbrățișată atât în interiorul partidului, cât și în rândul simpatizanților. Însă acum, la luni de zile, aproape un an după, ne dăm seama că trebuie să folosim fiecare fărâmă de putere pe care o avem în această luptă cu politica clasică, astfel încât să dovedim că putem schimba lucruri în beneficiul românilor, și renunțarea la această putere atât de ușor a fost o capcană în care noi am căzut. Dincolo de asta, cred că trebuie să reclădim pe zona de credibilitate. Și credibilitatea se transpune nu doar prin mesaje și prin fapte, ci și uneori prin, poate la un nivel subliminal, prin ceea ce facem în intern. Pentru că toate scandalurile, să spun așa, și ciondănerile interne și excluderile sau suspendările dau un mesaj puternic și în afară. Domnul Dragoș Păslaru, care acum este copreședinte al Reper, a declarat-o foarte fermă într-un interviu pe care mi-l dădea la Spot Media în urmă cu puțin timp, că ieșirea de la guvernare a fost o eroare. Înțeleg că împărtășiți acest punct de vedere din ce mi-ați spus mai devreme. Desigur, judecată cu ochii de acum, a fost o eroare, pentru că într-o astfel de luptă de a reforma și politica și România pe ansamblu, nu poți să îți iei jucăriile și să pleci, și ești dator să faci din ea o luptă de rezistență. Am învățat acest lucru în modul cel mai greu, cel mai dificil, așa cum învățasem o altă lecție nu cu mult timp înainte, când după dărâmarea guvernului Dăncilă, noi am spus că nu intrăm la guvernare. Sunt două lecții esențiale în politică pe care, iată, USR le-a învățat cu un cost foarte mare. Ar fi trebuit să intrați la guvernare atunci și erați susținătorii idei alegerilor anticipate. N-ar fi fost o soluție mai bună? Putem filozofa pe tema aceasta. Cred că mesajul principal este: atunci când vrei să schimbi ceva în bine în viața oamenilor, într-un context politic nereformat atâția ani de zile, trebuie să folosești orice fărâmă de putere pe care o ai la îndemână. Și la ora actuală, fărâma de putere pe care o avem este cea a primarilor, cea la nivel local, și este de fapt șansa noastră pentru 2024 de a demonstra că suntem capabili nu doar la opoziție, ci suntem capabili atunci când avem puterea să transformăm comunități în bine. Aveți într-adevăr câțiva, nu mulți, dar câțiva primari foarte importanți. Mă gândesc la dumneavoastră, în primul rând, mă gândesc la Elena Lasconi, la Câmpul Lung, nu sunteți desigur singuri. Cât de tare v-a impactat pe dumneavoastră, dar cred că e valabil și pentru ceilalți primari USR, ieșirea de la guvernare? La nivel local, desigur, există acest robinet magic, bugetul de stat și toate legăturile care ar trebui să fie strict administrative, dar există o suprapunere politică de la nivel de ministere și programe. Însă, chiar dacă la nivel emoțional, să spun, există acest impact și acest sentiment că ești singur împotriva multora, cred că perspectiva următorilor ani, a faptului că există foarte multe fonduri europene, a faptului că România, per ansamblu, are o problemă cu capacitatea administrativă de a atrage și de a cheltui aceste fonduri, cred că scade un pic din presiunea aceasta. Pentru că nu mai suntem în anii 90 sau început de anii 2000. Acum fondurile europene au o transparență, vin cu metode de control, vin cu proceduri mult mai clare de selecție și sper că aceste lucruri se vor respecta. Sper să nu avem abuzuri în domeniul acesta, fără a fi însă naiv. E bine că avem un ochi pe monitorizarea acestor aspecte și e bine că și Europa, pe ansamblu, pune foarte mult efort și foarte multe resurse în corecta implementare și monitorizarea acestor proiecte. E bine, având aceste oportunități, depinde mult de noi. Chiar dacă
la nivel de guvern sau de autorități, uneori simțim piedici. Dumneavoastră, pentru Brașov, ați încercat să accesați bani din PNDL-3, celebru Angel Salini, de la care a început, de la care a explodat, practic, fosta coaliție? Am depus un proiect în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Vecină, un proiect mare pe care unitatea respectivă, deci comuna de lângă Brașov, nu și-ar fi permis să-l implementeze altfel. Prin urmare, am considerat că în felul acesta ajutăm o comunitate vecină și nu lăsăm să treacă aceste fonduri care sunt disponibile și ar trebui să fie disponibile tuturor. Așteptăm rezultatele evaluării. Deci, din ce îmi spuneți, deocamdată nu vă simțiți nedreptățit ca primar al unui oraș mare, dar din opoziție față de actuala putere? Mizez pe responsabilitate, pe respectarea regulilor și mizez pe faptul că Brașovul își merită și a câștigat acest respect la toate nivelurile. Este încă de vreme în discuția despre cum se cheltuie și cum sunt evaluate proiectele, de-abia sunt lansate apeluri, însă pot să spun că mă bucură faptul că am reușit să obținem finanțări deja, am reușit să obținem o finanțare pentru dotarea școlilor consistentă de 26,5 milioane de lei. Prin urmare, nu am la ora actuală nicio acuză de făcut în linia aceasta, ci cred în continuare în normalitate. Pentru că despre asta vorbim, despre normalitatea unui cadru predictibil și echitabil pentru toată lumea. Cum spuneam și la începutul emisiunii, o parte din partid, calificată drept așchie de către fostul ministru al justiției, s-a desprins, mă refer la grupul care a fondat Reper. Se anunță și plecări din Parlament în următoarele zile, sunt estimate cam la 11. Domnul Dragoș Pârslaru îmi spunea că până în toamnă Reper speră să aibă grup parlamentar. Cum vă raportați dumneavoastră la acești foști colegi care au părăsit partidul? Aveți a le reproșa ceva? În primul rând, cred că în fața unei astfel de hemoragii ar trebui să ne gândim unde am greșit noi, fiecare dintre noi, înainte de a arunca pe alții vina. Și asta cu atât mai mult cu cât, în mod repetat, am spus-o și în interior și în fața electoratului, noi, USR-ul, pe mai multe voci, că ne unește un ADN comun și că, de fapt, sunt aceiași oameni care au ales din motive destul destul de puțin diferite un partid sau altul. Prin urmare, cred că am pierdut o parte a unor oameni care sunt asemeni nouă și cred că am greșit, sau principalii vinovați pentru asta suntem noi. Felul în care am gestionat la nivel de leadership fuziunea dintre cele două partide. Și aici este foarte interesant că acest proces de fuziune și toate negocierile pentru alegeri purtate anii trecuți s-au făcut într-un model descentralizat. Și au fost filiale în care fuziunea aceasta a fost dusă la îndeplinire. La Brașov nici nu mai discutăm în termen de USR sau plus, la nivel de consiliu local, la nivel de structuri de conducere, deja vorbim de oameni și oameni de calitate, oameni care sunt aleși pe bază de competențe și cred că așa ar fi trebuit să se întâmple la toate nivelurile. Din păcate, modul de a câștiga putere și de a consolida putere a fost acela al semănării unor frici și al încurajării unei lupte fratricide, de fapt, care ne-a adus până aici. Dacian a fost votat de majoritatea membrilor acestui partid reunit, după care viziunea lui, propunerile lui, n-au fost validate de către Biroul Național, venind totodată și pe un fond de șicane și de contre la nivelul Biroului Național. Prin urmare, decizia lui de a demisiona și după aceea de a pleca a deschis această rană și această hemoragie pe care eu îmi propun să o opresc și să o oprim printr-un mesaj echilibrat. Avem în continuare nevoie de fiecare om competent, avem în continuare nevoie de fiecare om care nu are interese ascunse, ci se luptă onest pentru dezvoltarea României și există foarte mulți membri care întreabă, bun, și acum noi ce facem? Și candidatura mea și candidaturile colegilor mei din Platforma Curaj vin să dea exact această speranță celor care vor în continuare să se mai lupte pentru binele României.
pentru, să zicem, președintele USR, Alain Coliban, ce va însemna reper? Un adversar? Un challenger? Un potențial aliat? Este atât de îngustă zona aceasta de partide reformiste în România, încât vom fi datori în 2024 la colaborare. Noi, de fapt, nu ne luptăm cu reper. Chiar dacă în intern, și am văzut și declarații belicoase și tot felul de reacții emoționale sau reacții care izvorăsc din frustrare cu privire la această fractură, însă, realist și din punct de vedere al electoratului nostru, pentru 2024 va trebui să ne luptăm împreună împotriva PNL-PSD. Ei bine, în acest context am acceptat la Brașov, am avut vizita lui Dacian Cioloș, care este în continuare unul dintre liderii politici importanți ai României, și mai ales în plan european, și am avut acest dialog și am găsit canale de colaborare chiar și în forma aceasta instituțională, de la europarlamentar la primar USR. Păi și nu încălcați acea moțiune care înțelegem că a fost votată, mă rog, statutar sau nu, e o altă discuție, în cadrul USR, care interzice colaborarea cu reper? Consider că nu avem o moțiune, pentru că a fost un comitet politic informal, neconvocat statutar și fără a îndeplini criteriile de a lua decizii, pe de o parte. Pe de altă parte, cine spune acest lucru, cred că nu a înțeles despre ce e vorba în politică. Politica este despre dialog, despre a clădi punți și despre, în cazul nostru, despre a uni tot ce înseamnă forță care e capabilă să reformeze. Ați spus că reformarea, și așa este, domnule Coliban, reformarea se poate face numai de la putere, nu se poate face în opoziție, și că orice fărâmă de putere trebuie folosită, dar pentru putere, puterea presupune alianțe, așa cum a presupus și vechea coaliție, va presupune poate în 2024 și o viitoare coaliție. În afară de reper, cu care am clarificat că vă vedeți în aceeași barcă, cu cine credeți că ați mai putea colabora de pe scena politică? În ce politică de alianțe vă vedeți? Cred că este foarte devreme să vorbim despre așa ceva. Și spuneați că aș avea doar o mențiune referitoare la ce ați spus anterior, că nu poți să faci reforme din opoziție. Totuși, dacă ne uităm la spectrul politic, toate partidele s-au împrospătat și s-au schimbat, aș spune, consistent din 2016 până în prezent. Și cred că asta este și o consecință a faptului că proiecte precum USR și ulterior Plus au apărut pe firmamentul politicii românești. Cred că în cei 2 ani care au rămas până la anul electoral 2024, este loc de suficiente schimbări în acest spectru. Este încă devreme să vorbim despre cum și ce tipuri de forțe și ce tipuri de segmente vor fi, din punct de vedere electoral, în 2024 relevante și înscrise în cursă. Cu siguranță noi vom fi acolo să apărăm interesul românilor și să dăm o speranță de reformare. Ar fi păcat să ratăm acest an 2024, chiar dacă acum, uitându-ne la sondaje, nu stăm deloc bine, și tocmai pentru asta avem nevoie de o schimbare. În afară de cei care au plecat și cu care am fost colegi până de curând, nu văd la ora actuală o mișcare credibilă și relevantă în zona aceasta reformistă, în tot ceea ce are politica românească de oferit. Dar, evident, orice inițiativă, orice startup-uri care vor apărea, e important să le analizăm din punct de vedere al valorilor și din punct de vedere al capacității de a-și respecta aceste valori și de a propune oameni care să le ducă la îndeplinire. Pentru că 30 de ani politica românească a fost bazată pe reciclarea acelorași personaje și aceluiași mod de a face politică, ori noi toți suntem datori să schimbăm asta. Spuneți, domnule Alain Coliban, că v-a luat prin surprindere acest congres și că, într-un fel, vă considerați dezavantajați, cu șanse mai mici. Asta înseamnă că dacă candidatul Curaj va pierde alegerile pentru președinția USR, se va lăsa cu o oarecare frustrare.
În aceste condiții, credeți că există riscul unei noi rupturi după acest congres, dacă va învinge domnul Cătălin Drulă? Candidatul Curaj nu are cum să piardă aceste alegeri dacă ne gândim la adevărata miză. Adevărata miză este să reușim să mobilizăm și să inspirăm oameni și cred că în sensul acesta ar trebui gândite în principal candidaturile din partea grupului Curaj. Și dacă la finalul acestui scrutin vom strânge 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 de oameni care să vină alături de noi și să spună da, vrem să ne implicăm din nou, da, e clar că ceea ce faceți fiecare dintre voi, unii în Parlament, alții la nivel de primării și lupte locale, necesită ajutorul nostru și implicarea noastră și vrem să ne implicăm, atunci înseamnă că am câștigat. Și cred că într-un context de ruptură și de derută și într-un context în care există și foarte multă agresivitate în intern, este absolut esențială revenirea la echilibru și la o direcție care să ne unească și să ne orienteze toate aceste energii către exterior. Vă mulțumesc. Invitatul meu în Piața Victoriei în această seară a fost primarul Brașovului, domnul Alen Coliban, candidat pentru președinția USR la Congresul din iulie. Rămâneți acum alături de Alina în clubul de seară, dar după ce ascultați știrile Europa FM. Bună seara! Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.